Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit la un subiect care ține de sănătatea și în special de sănătatea copiilor. Discutăm împreună cu Marin Burlea, profesor universitar, doctor, medic, pediatru. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Vocile Iașului. Am urmărit în ultima perioadă, sunt mai multe vești care țin de alimentația copiilor, vești în sensul, nu neapărat vești bune, ci am văzut probleme legate de subnutriție, pe de o parte, dar pe de altă parte și probleme legate de obezitate la copii, lucruri care nu se întâlneau atât de ușor precum se întâlnesc astăzi, în urmă cu mai mult, câteva decenii, două decenii, trei decenii și așa mai departe. Încercăm să vedem, să urmărim și explicațiile dumneavoastră la câteva din aceste cazuri, dar și a fenomenelor de ansamblu, și la subnutriție, și la cazurile de obezitate sau numărul cazurilor de obezitate crescută din rândul copiilor. Subnutriția este un fenomen obișnuit în natură, poate mai obișnuit în zona Moldovei, pentru că... Începeți cu o parafrază suntem, de român celebru. Da, de Marin Preda. Exact. Poate mai mult în zona Moldovei, pentru că e zona cea mai săracă și este zona cea mai neglijată de guvernanți, ca să intrăm puțin, să dăm și o tentă politică. Ceea ce mie cel puțin îmi produce o suferință profundă, pentru că Moldova totuși este o provincie esențială a României și care a dat marile valori ale acestui popor. Revenind la subiect, sigur că pe primul plan sau mai frecvent sunt cazurile de subnutriție sau de denutriție, legate, cum spuneam, de o alimentație insuficientă, în primul rând, și după aceea putem discuta și despre o alimentație eronată, greșită, în care copiii optează pentru o serie de produse gen fast food. Și astea sunt cele care duc la cealaltă problemă care ați ridicat-o, și anume obezitate. Deci avem denutriție în zona noastră și avem obezitate totodată. Evident că... La subnutriție, de exemplu. Este de acum foarte cunoscut acel caz cu un copil hrănit cu pufuleți vreme îndelungată, nu? Ajuns la 4-5 ani cu doar 5 kg. Care sunt explicațiile? Cum vedeți dumneavoastră un asemenea caz, dar și dacă este ilustrativ pentru celelalte cazuri în care se ajunge la subnutriție? Cazul în sine relevă o serie de disfuncții. De disfuncții ale societății, ale comunității. Poate o activitate insuficientă a asistentului social și a comunității în general, pentru că aceste cazuri trebuie depistate totuși, pentru că nu sunt specifice nici satelor românești, nici celor din Moldova. În cazul de față, este vorba de un mediu toxic familial, în sensul că la o familie cu mulți copii, părinții, sigur că nu e alimentat cum trebuie și în același timp prevalența de pufuleți și apă e clar că provoacă suferințe profunde ale metabolismului copilului, astfel încât Florentina, este fetița de care vorbim, a fost adusă la vârsta de aproape 5 ani cu numai 5 kg și cu o stare fizică deplorabilă, cu o imacere totală a maselor musculare, era un schelet efectiv, nu se punea problema să meargă, nu se punea problema de niciun fel de motilitate și evident nici măcar nu avea puterea să plângă. După ce a fost reabilitată, reechilibrată din punct de vedere al metabolismelor organismului, a fost alimentată cu perfuzii într-o primă etapă, după aceea cu alimente speciale, cu valoare nutritivă ridicată, cu valoare calorică crescută și, în mod aproape surprinzător, Florentina a avut o evoluție incredibil de bună. La adică aproape 3 luni are 12 kg jumate, dar nu asta este problema. Ideea este că nu este o concordanță între creșterea în talie și greutatea. Deci corpul în sine acumulează mai mult pe el, dar creșterea scheletică este mai lentă pe undeva, arată foarte bine, are o mină de copil inteligent.
acest ceea lucru ce surprinde. Este anormal sau este firesc până la urmă, nu? Este adică... o surpriză, pentru că nu am găsit în cărți, în literatură se spune că în primii 3 ani de viață, care au trecut deja, se dezvoltă 80% în creier. Orice disfuncție, mai ales nutrițională, orice tulburare, orice imperfecțiune în evoluția copilului și în abordarea sa, poate avea efecte insurmontabile asupra dezvoltării sale ulterioare și în ceea ce privește dezvoltarea fizică, dar mai ales cea cognitivă. Aici este problema și catastrofa. Da, spuneați de faptul că acum acumulează, corpul acumulează, dar dezvoltarea scheletică sau osoasă, e mai lentă decât în greutate. Deci greutatea e mai mare decât talia și bineînțeles că încercăm să le armonizăm din mers, să prevenim obezitatea, pentru că acum este riscul de obezitate. Este un fenomen ciudat. Ceea ce surprinde însă sunt două lucruri. Unu, are o dentiție perfectă, ca pentru 5 ani, absolut niciun fel de carie, culoare frumoasă, deci o dentiție perfectă, ceea ce este un paradox. Și în același timp are o mină de copil inteligent. Deci este un copil cu o față frumoasă, cu ochi albaștri, deci are o frumusețe, o păpușă. Eu cred, m-am tot gândit că am mai avut niște cazuri înainte, că intervine în aceste drame nutriționale, intervine un fel de hibernare. Deci organismul are mecanismele lui, cunoscute sau nu, prin care protejează ceea ce este esențial. Exact. Și atunci, ea a avut o viață foarte lentă. Vita parva, se numește, încetinită, dar și-a continuat existența, protejând creierul, protejând funcțiile vitale, inima, rinichi, ficatul și așa mai departe. Cert este că de unde avea paralizie jumătate de corp, în momentul de față are o motilitate bună, a început să meargă, este adevărat că dincolo de abordarea nutrițională, la noi, în spital, avem specialiști în domeniul gimnasticii, masaj, kinetoterapie, deci este o stimulare permanentă și, bineînțeles, sau în egală măsură, care să ajute să se recupereze. Psihică, exact, o stimulare neuropsihică. Bineînțeles că tot personalul, toate asistentele se ocupă de ea de dimineață până a doua zi, o iau un weekend acasă, sunt cel puțin două candidate dintre asistente care vor să o adopte, dar lucrurile sunt nu sunt așa de simple. Chiar dacă părinții au decăzut din drepturile lor de părinți, dar este o chestiune mai elaborată și mai grea. Cert e că deocamdată stă la noi și va sta la noi. Am convingerea, poate sunt subiectiv din cauza că o iubesc, că am convingerea că poate să fie un copil foarte deștept, foarte inteligent, ceea ce cred eu că depășește orice previziune științifică. Și aștept evoluția ei, n-a început să vorbească, nu mai pronunță silabe, deocamdată, dar la fiecare două trei săptămâni constat progresul. Progresul și exact. Evoluția în bine. Sigur. Ce greșeli, dacă este să vorbim, am vorbit despre acest caz, un fel de studiu de caz în problema aceasta a subnutriției, dar dacă este să vorbim mai pe larg despre ea, care sunt principalele erori din punctul dumneavoastră de vedere care intervin în alimentația copiilor, care ajung să fie subnutriți? Eu cred că, în primul rând, societatea, comunitatea, trebuie să aibă grijă mai mare de copii. După cum conducerea țării noastre și noi înșine trebuie să ne preocupăm să avem copii. Deci natalitatea română este prăbușită. Deci discutăm despre număr, ceea ce înseamnă... Ne-a spus la o altă emisiune că fiecare familie ar trebui să facă 3 copii. 3 copii este un deziderat civilizat, normal și cred eu absolut esențial pentru evoluția și progresul României. Pentru că facem strategii de dezvoltare economică extraordinare, profesioniste, dar fără o pătură de populație activă, sunt iluzii. Toate aceste construcții sunt pure și simple iluzii. Deci discutăm despre politică, discutăm despre stimularea reală, substanțială a natalității și a natalității persoanelor și populațiilor care sunt angrenate într-un proces productiv. Dar este deci complicat. Nu discutăm cu cei care fac copii ca să ia locație. Nu este există complicat cu familii, să spunem, familii care nu au suficiente resurse, suficiente mijloace
de a duce un trai decent, să le explicăm problema, că problema este politică. Eu nu vreau să dau o tentă politică în mod special, ci doar faptul că ideea este că după 1989 s-a înfiripat în sufletul și în mintea și în comportamentul românilor o idee în care dispare coeziunea socială, prietenia adevărată și fiecare aleargă, e aproape solist, solitar, după, eu știu, job, după o prosperitate financiară, materială și, evident, copiii sunt lăsați pe planul al cincilea. Deși o familie care nu are copii, după părerea mea, este foarte tristă. Este mai mult decât tristă. Și atunci, revenind la această idee, e vorba de politică de stimulare a natalității. Este un aspect. Revenind la partea nutrițională, eu cred că mai există că și această trebuie... discuție că sunt oameni care fac prea mulți copii, deși nu au cu ce să îi hrănească. Asta este o eroare. Nu ați auzit niciodată Nu, deci mai sunt, mă bucur că mai sunt puține familii până nordul Iașului, până zona Șipote, și mai ales în zonele unde sunt oameni de anumite orientări religioase, care fac copii mulți. În Moldova a fost bazinul demografic al României. Aici s-au născut românii. Deci nu moldoveni, toți românii, aproape marea majoritate, provin din Moldova. Să înțeleg, dumneavoastră puneți ca o prioritate a avea copii și mai puțin a se dezvolta o familie economică? Nu, dacă nu are cu ce să-l hrănească, cum? De ce voiam să vă răspund că ideea că nu avem cu ce să-i creștem, să-i educăm, este o scuză facilă. De-a lungul decenilor, secolelor, aici s-au născut copii mulți și au fost familii cu 8, 12, 14 copii și nu puține. S-au schimbat vremurile, domnule. Poate că da, doctor. Dar s-a crescut unul pe altul. Dar din aceste familii cu multe copii s-au născut oameni foarte inteligenți și foarte performanți și savanți. Că dacă faceți la CV-ul oamenilor grei, importanți ai României, mă refer la minte, să vedeți că toți provin din familii de genul ăsta. Nu neg acest lucru, doar pun problema foarte concretă a unor familii sau o familie care unul dintre părinți nu lucrează sau poate chiar amândoi și nu au mijloace de necesare. Aici am să ajung că statul are obligația și morală și patriotică să asigure condiții optime pentru creșterea și dezvoltarea copiilor. Asta înseamnă accesul la formule de lapte praf. Sau spune că familia trebuie și preparate dietice, e ușor de pasat. Da. Înțelegeți? Mai ales și atunci, deci, accesul liber, facil, la aceste preparate dietetice pentru a asigura o alimentație optimă în perioada 0-1 an. Perioada 0-1 an este absolut esențială pentru evoluția ulterioară, iar este acum un concept nou. Referiți la alimentație. Referitor la alimentație, alimentația și nutriția primelor 1000 de zile. 1000 de zile să se ocotesc din perioada intrauterină, primul an de viață și al doilea. Dacă să ocotim, și un pic asta din este exact, este 1000 de zile. În această perioadă, cum spuneam mai înainte, se dezvoltă 80% în creier. Deci orice imperfecțiune în aceasta are efect devastator asupra evoluției ulterioare. Prin urmare, și revenind din nou la întrebarea dumneavoastră... Când spuneți imperfecțiune, vă referiți la alimentație? Absolut. O imperfecțiune, o eroare, eroare alimentară. Sau insuficiență, dacă vreți. O subalimentație. Să intrăm direct în problemă. Exact. Deci, accesul liber al populației către preparate de lapte și formule adaptate, nuanțate, în funcție și de patologia copilului, astfel încât să eliminăm complet sau pe cât posibil cât mai mult aceste riscuri de tulburări nutritive în primul an de viață. Acces liber. Ce înțelegeți? Acces în sensul că o familie, dacă este săracă sau nu este în producție, ea trebuie să aibă acces la medicul de familie sau în alt context. Ea și-a avut o altă formulă organizatorică, un fel de bucătării de lapte praf, să numea ele impropriu, pe cartiere, în care toată populația, toți sugarii care erau în evidență la un medic,
avea acces la 1 kg sau 2 kg de lapte praf pe lună, ceea ce nu era mult, dar era ceva. În momentul de față, sunt multe cazuri, cum e Florentina, în care din lipsa laptelui sau lipsa unor produse alimentare corespunzătoare, hrănesc cu ce pot și cu ce au. Deci intervine pe de-o parte vina familiei, mediul toxic că vorbeam, pe de altă parte sărăcia și accesul dificil către preparatele dietetice specifice copilăriei. Cu alte cuvinte, ne lipsește un fel de strategie națională, exact, în acest domeniu. Bun, dacă am vorbit despre subnutriție și am amintit că vom vorbi și despre obezitate și creșterea incidenței obezității în rândul copiilor aici. O firmă de procesare a laptelui, importantă, mare din România, nu dau numele din rațiune de publicitate, a făcut un studiu pe un lot mare de copii, multe mii de copii, și am dat concluzia că peste 50%, de jumătate, din copiii României sunt supraponderali. Peste 50%. Aceștia, peste 50%. Cifrele de care le aveam eu, unul din trei, un copil din trei. Da, nu, de un copil din trei obez. Deci exact, din aceștia, cam jumătate din ei sunt obezi. Restul sunt oarecum reglabile. Supraponderali, dar nu obezi. Exact, dar nu obezi. Mai este și un alt fenomen. Haideți să definim puțin ce înseamnă obezitate mai exact. Obezitate înseamnă o depășire cu un procent, eu știu, mai mare de, să spunem, 15-20% a greutății normale după standardele vârstei. Pe care le află exact, familie de la medicul pediatru. Și pe de o parte sunt o serie de măsurători, indice de masă corporală care stabilesc cu precizie gradul de obezitate. Evident să vedeți cu ochiul liber, dar pe de altă parte este și un aspect estetic românesc, pentru că sunt zone în România în care se pune problema să nu fii slab, frumusețe un copil frumos, e unul gras așa durduliu, cu bujori în obraj și care e bine îmbrăcat, nu e frig iarna, e apărat mai bine de infecție și este complet corona, că se fac niște bronșite și pneumonii foarte severe. Deci este eroare pe de o parte a familiei, a conceptelor tradiționale, esențiale, eu știu, aceste ancestrale. Aceste culturi care se transmit. Exact, ancestrale. Pe de o parte și pe de altă parte este și acest acces, cum spuneam eu mai la început, la alimente tip fast food. Alimentele tip fast food au fie calorii multe pe o unitate de produs comercializat, fie au sare mai multă și asta reține apa și facilitează o serie de tulburări metabolice, fie conțin grăsimi saturate, care de asemenea au un efect negativ, și toate acestea consumate cu oarecare larghețe duc în final la supraponderalitate și în final la obezitate. Cât de mult coboară această incidență mai mare cu vârsta? Mă refer de la, păi nu la adolescenți. În primul rând, cred eu că în perioada de sugar, deci pe perioada 0-1 an, atâta timp cât copilul este hrănit cu lapte matern, și asta înseamnă minim 6 luni, optim un an și ideal 2, riscul obezității nu există și riscul, eu știu, de a evolua negativ este eliminat. Riscul de infecție, deci prima condiție este alimentația la sân, care iarăși a intrat în desuietudine, între ghilimele. Așa cum ne prezentați dumneavoastră problema, care este de altfel una destul de serioasă și bine de abordat, este ca și cum după, dacă ne comportăm bine cu proprii copii, pe la carte, cu proprii copii până la 2-3 ani, după aceea lucrurile sunt mult, mult mai simple. Incomparabil, absolut, și este perfect explicabil, pentru că dacă unui copil, în loc de lapte matern, îi se dă lapte de vacă, care are proteine de 3 ori mai mult decât laptele matern, spui, domnule, e mai hrănitor, mai are proteine mai multe, dar de fapt proteina nu are valoare calorică, nu are valoare energetică. Este material de construcție, adică de-aia un plus, un exces de material de construcție, chiar dacă ingredientul sau mortarul este în cantitate mai mică, dar să faci o multiplicare excesivă, să faci o construcție de asta care șubrănă. Face o multiplicare a unor celule numite adipocite, celule care sunt goale la început, care au și memorie. Și atunci,
omul pleacă în viață cu un capital mai mare sau mai mic de adipocită. Cei care au exces de proteine în perioada de sugar datorită laptului de vacă, în perioada de adult mănâncă puțin, se îngrașă foarte tare. Fac cure de slăbire dureroase, dramatice, triste și în final, când revin la alimentație, pun 125% din cât au avut pentru că e reacție de apărare acestor adipocite. Deci cine vrea, practic, acum, din cei maturi, cine să-și dorește să creeze destinul diete, copilului, trebuie mai întâi cum a fost răniți exact, în prima perioadă. În perioada 0-1 an cel mai mult. E foarte important. Dar ne-ați dat o explicație în legătură cu incidența mare a obezității la copii, aceea a alimentării cu fast food. Este o problemă. Cu alimentația fast food. Dacă este să fie adevărat, asta ar însemna că lucru sau problema există mai cu deosebire la oraș decât la în mediul rural. Așa să este? Știți că la ora actuală am fost și eu pânsate. Sunt pentru acolo că eu cunosc toate satele din județul Iași, am bătut mai multe ori, dar nu acum, mai de mult. Nu s-au făcut restaurante, nu s-au făcut magazine alimentare prea multe, s-au făcut o serie de chioșcuri și, bineînțeles, magazinele astea care desfac băuturi alcoolice, dar alimente fast food găsești pretutindeni. Absolut și pe stradă, pe autostradă, dacă oprești undeva la un magazin ăsta, minimarket, găsești din abundență. Sigur că este o lege, s-a dat o lege în care se interzice vânzarea în școli. Școlile au magazine în care se interzic aceste alimente, însă ca orice fruct oprit, tentează mai mult. Copiii au bani la ei, sau cardul eventual, se duc vis-a-vis la magazinul de aproape de școală, pentru că n-ai cum să spui, dumne, la până la 500 metri să nu fie niciun magazin, n-ai cum. Bun, ne-ați dat o explicație și se leagă mult de această primă etapă a vieții, din, spuneți, până la 2 ani și ceva, dar pentru, să spunem, pentru părinții care au copii, care au trecut deja, sunt la 5 ani, la 6 ani, la 7 ani și așa mai departe, și care nu își mai amintesc exact ce s-a întâmplat în, poate, în prima perioadă. Au fost hrăniți cu lapte de vacă, lapte normal și mediluat, cu lapte matern. Sigur. Aici lucrurile sunt reglate și de... Care sunt regulile? Sau de un regim alimentar echilibrat. În alimentația copiilor. În care să existe și carne, derivate de carne, lapte și derivate de lapte, dar în același timp, sau poate mai ales, să existe o pondere a legumelor, fructelor, deci a substanțelor din care aduc un aport de fibre musculare, fibre vegetale, care au ca rol să stimuleze peristaltica, adică un circuit normal, logic, științific, corect, fiziologic, cum spuneam, al alimentelor la nivelul tubului digestiv, ceea ce e clar că și acesta previne obezitatea și toate situațiile de disconfort digestiv pe care ți le dă distensia abdominală, balonarea, toate aceste elemente. Deci cuvântul de ordine este echilibru, spuneți? Echilibru. Și mâncatul sănătos. Nu supraalimentație, nu subalimentație, ca în cazurile de care vorbeam la început. E foarte greu de stabilit un echilibru, dar pe undeva eu zic că fiecare om trebuie să aibă un cântar acasă. Un cântar în baie sau în altă parte. Și din timp în timp, nici într-un caz zilnic, să nu să se cântărească. Pentru că, de exemplu, mamele care au sugare și cântăresc zilnic, plâng. Pentru că nu crește. Copilul nu crește. Are o perioadă, o săptămână, două, trei săptămâni, nu crește. Și care e problemă? E o catastrofă. Evident că e distrusă. Efectul este devastator pe secreția de lapte, producerea de lapte matern. Deci se inhibă această producție. Se face un cerc vicios care, de fapt, agravează fenomenele. Deci trebuie relaxat. Trebuie încredere în propria persoană. Trebuie mama cu copil mic să fie înconjurată cu dragoste și cu înțelegere și să fie în permanență să simte că este asigură, are în jurul ei familia care o protejează și o încurajează. Și în rest lucrurile merg bine de la sine în mod natural. Copilul, dacă nu își aduce aminte tatăl sau mama că a fost eronat alimentat, nu este nimic catastrofic.
lucrurile se pot regla din mers. Alimentare normală, exact, dar fără să conștientizeze normală, regulile pe care... Exact, să nu încalce aceste reguli și să evite grăsimile animale în exces, făinoasele în exces, polihidrocarbonatele, și atunci lucrurile în mod natural adică evoluează. Exact ca la noi, ca la adulți. Exact. Nu o diferență extraordinară. Sigur, e același lucru. De mare. Dar alimentația echilibrată despre care vorbeam și sănătoasă, până la urmă este ceva mai costisitoare și decât fast food și decât toate celelalte. Și ajungem iarăși în același cerc vicios, în problema celor care nu au suficiente resurse pentru a apela la acest tip de hrană. Și asta este adevărat. Dar și aici intervine acea problemă politică de care... Trebuie să acceptăm a comunității. Că nu suntem în perioada 1947. Eu n-am prezut că m-am născut mai târziu. Dar când am a fost foame de România, am citit deci nu e atât de catastrofică situația. Eu cred că oamenii de la țară n-au bani să lucreze ogoarele mari, adică suprafețele mari de teren și sunt tot felul de drame care se consumă acolo, dar o grădină pe lângă casă, să crească o pasăre, să stea o vită, nu este o chestiune dificilă. Adică eu am convingerea, și mai fost eu pe la țară, că sunt excepții cei care într-adevăr au dificultate mare în a-și alimenta corect copiii. Dar aceasta este o chestiune pe care societatea și comunitatea și primarul și, mă rog, mă refer la mediul rural, în care în multe părți trebuie rezolvată perfect. Găsește soluții să ajute oamenii aceștia prin ajutoare sociale. Numai că, fac o precizare, chestiunea cu ajutorul social a lenevit în mare parte populația rurală, pentru că ajutorul social este o chestiune minimă ca sumă, ca valoare. Poate atingem acest subiect și în partea a doua. Ar fi interesant, da. Haideți da, să da. Luăm o scurtă pauză, revenim după câteva momente. Continuăm Vocile Iașiului. Vă reamintesc că invitat în această seară este profesorul dr. Marin Burlea și în același timp senator al Partidului Național Liberal, din senator în Parlamentul României. Am vorbit în prima parte despre această chestiune a alimentației la copii și am spus că facem trecerea în această discuție în partea politicilor publice care definesc acest sector al sănătății. Sunt aproximativ 2 ani și ceva de când s-a schimbat guvernarea, a venit Uniunea Social Liberală, guvernul Ponta, pe care l-ați susținut ca parlamentar, cel puțin în perioada în care a fost USL-ul, a fost și după aceea, dar după aceea ați ieșit de la guvernare, vreau să spun. Dar există o întreagă serie de măsuri și discuții pe tema sănătății care nu au dus la foarte multe rezultate în acești 2 ani. Există acea bursă acordată medicilor rezidenți, care este un lucru absolut cert, important, da, cuantificabil și așa mai departe, care s-a făcut. În schimb, din celelalte discuții avem doar promisiuni, analizăm, s-a schimbat ministrul, se reia totul de la capăt. Există o discuție despre Spitalul Regional de Urgență la Iași, care vom vedea în ce stadiu ajunge. Deocamdată, președintele Consiliului Județean, Cristiana Domnice, spunea că este optimist. A văzut că există o prindere bugetară pe bani europeni pentru această construcție de la Iași. Și mai este o discuție legată de statutul medicilor, dacă ar trebui să fie funcționari publici sau nu. Cum vedeți dumneavoastră? Ce s-a întâmplat dacă ar fi în acești... Să le luăm așa în ordinea în care le-ați prezentat noastră. Cred eu că dezvoltarea medicinei, practicarea unei medicine de performanță, este o chestiune dificilă și eu cred că nu politica este importantă, ci o realitate care trebuie să o știm. Se colectează puțin bani față de costurile unei medicine de performanță și cu rezultate pozitive pe starea de sănătate a populației, costă mult. 7% din veniturile de, eu știu, 100, 2, 3 de euro ale românilor nu pot fi asimilate sau
comparate, cu 7% în câteva mii de euro care le câștigă occidentale. În condițiile în care medicamentele, materiale sanitare sunt la fel, prețul este absolut același, dacă nu până în unele situații mai mari la noi. Evident că propuneri politici de îmbunătățire sunt, au fost și vor fi. Eu cred că reforma în domeniul sănătății, prin legea 95, a reprezentat un pas înainte. Cred eu că medicina de familie a ajuns la un nivel de performanță și asigură o, să spunem, supraveghere în mediul familial bună. În ceea ce privește spitalele, sunt multe neîmpliniri. Este vorba de subfinanțare cronică. Este vorba de insuficiența și vechimea excesivă a echipamentelor cu care sunt dotate spitalele, accesul dificil la reactivi și nu în ultimul rând salariile personalului medical care sunt absolut incredibil de mici. Condițiile de muncă. În condițiile în care nu trebuie să ne mirăm că au plecat 10.000, poate 100.000 de doctori în Occident și în care sunt foarte apreciați. La nivel național. Și în America, la nivel național. În condițiile în care ei sunt foarte prețuiți, foarte respectați și au performanță deosebită în țările respective și avem numai cuvinte de laudă din partea comunităților și a țărilor respective. Este clar că există eforturi, se străduiește și ministrul Nicolaescu a străduit și ministrul Bănicioiu în egală măsură să asigure evoluția, cel puțin evoluția, să nu asistăm la un regres, dar, cum spuneam, nu putem discuta nici fel de strategie fără surse de finanțare. Trebuie să păstrez și optimism, eu sunt optimist, într-adevăr. Avem pe de altă parte o altă, ne confruntăm cu o altă problemă. Surse de finanțare parcă nu vă găsim niciodată. În acest sens, cum facem? Nu păi mai nu facem noi. O reformă serioasă în toată niciodată? Lumea. Și doi, mai există o altă discuție, poate complementară acesteia, este aceea că în sănătate cifrele, dacă ne uităm pe cifre din ultimul deceniu, se arată că în fiecare an a crescut finanțarea de la buget pentru acest domeniu. În schimb, cei din liderii sindicali, de exemplu, spun că banii nu ajung unde trebuie acolo în sistemul sanitar. Ajung este la posibil. Sistemul sanitar, dar se pierd în altă parte. Deci eu nu neg că ar fi și că sunt unele disfuncții în ce privește repartiția la nivel național, pe de o parte, care nu face ministerul. Asta e problema de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În funcție de criterii de performanță din regiunile și zonele respective, în funcție și de cât se colectează din zonele respective, deci aici niciodată nu o să fie perfect. Pentru că noi pornim de la minus infinit și acum atindem către o zonă aproape rezonabilă, nu bună. Deci asta este fenomenul și în țări civilizate și în țări foarte industrializate, starea sistemului sanitar a schimbat guverne și a schimbat președinți. Pentru că cine realizează că de starea de sănătate a populației, și aici nu spun de copii, toată populația vorbim de și de nivelul de educație, depinde însă șansa de progres, de evoluție a societății, a țării respective. Prin urmare, ar trebui stabilite anumite priorități în care, evident, sănătatea și învățământul trebuie să fie abordate prioritar, să creeze condiții. Sunt investiții care nu rezolvă de azi pe mâine. Sunt investiții cu efect mai pe termen lung. Dar sunt, după părerea mea, absolut esențiale pentru această evoluție. Ați avut astfel de discuții în Comisia de Sănătate, în Parlament, în momentul în care și dumneavoastră și colegii dumneavoastră din Parlament vă întâlneați cu Ministrul Sănătății la acea vreme, Eugen Nicolaescu, în care să și la rândul său, ministru, să vorbească în guvern, desigur, pentru că nu trebuie făcute toate actele pentru a obține finanțarea. Cu siguranță discuția am avut sigur, pentru că ne întâlneam periodic, lunea, la prânz, cu ministru, o comisie de circa 20 de parlamentari, medici. Și ridicam problemele nu neapărat pentru regiunea noastră, că vrem să luăm niște bani, nu știu pentru ce problemă sau pentru ce spital, ci pur și simplu stabilirea unor priorități. Pentru a crea o politică exact, publică, o politică publică pozitivă. Sănătății. Deci au fost eforturi și eu cred că și ministrul Nicolae s-a străduit.
Cum spuneam, ministrul Nicolae Bănicioiu, la fel, are aceeași atitudine pozitivă și constructivă. Problema este, dialogului, nu? Exact, problema este cât de receptiv sunt cei din jurul lui e ministerul și de cât finanțe. De... Exact, aici e problema. Și cât de mult îl ajută prin fapte, adică nu așa, domnule, o să facem. Deci trebuie să-i dea mai mulți bani. Asta e problema. Intrăm în dialog și cu deputatul Camelia Bogdănici de la Partidul Mișcarea Populară. Bună seara! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și bună seara domnului profesor! Seara bună! Președintele Traian Băsescu a retrimis Parlamentului acea lege prin care medicul nu mai era sau nu mai este considerat un funcționar public și nici asimilat funcției de funcționar public, apreciind că medicilor li se diminuează în acest fel răspunderea penală. Cum credeți că este bine să fie asimilat funcționarului public sau nu, un medic? Vă întreb și pe dumneavoastră, îl întreb și pe domnul profesor, vă încep cu dumneavoastră, doamna Camelia Bogdănici, vă ascultăm. Eu sunt medic și întotdeauna am să susțin că meseria de medic este o meserie liberală și că practic acest lucru ar trebui să fie luat în considerare. Știu că veți rămâne foarte surprins despre acest lucru, că sunt în acest moment practic în contradicție cu ceea ce spune președintele, dar s-a discutat îndelung acest lucru la Comisia de Sănătate a Camerii Deputaților și cei care practică medicina au spus că ar fi mult mai indicat să nu ne socotească funcționar public, pentru că foarte mulți medici practică medicina în sistem privat și atunci este absolut anormal să socotești că un medic este pus alături de cel care este considerat un funcționar public. Dar la noi nu este un fel de amestec? Bun, e adevărat, medicina este considerată o meserie liberală, dar în același timp foarte mulți lucrează la spitale de stat sau bugetate. Aici este o problemă prin faptul că nu s-a reușit să se facă ceea ce a inițiat, să spunem, chiar ministrul Nicolaescu, acea salarizare după performanță. Deci acel lucru ar fi fost ideal, să salarizăm medicii după performanță. De ce? Pentru că sunt medici care lucrează uneori mai mult, mult mai mult decât este timpul alocat, operează sau tratează mult mai mult decât alți colegi, spre deosebire de unii care au absolut același salar și care pot să trateze indiferent nu la jumătate, indiferent ce se întâmplă, nu la jumătate, ci chiar uneori a 10-a parte pe care o face într-o lună un profesor, o fac ei într-un an întreg. Domnule profesor, aceeași chestiune. Vreau să salut în primul rând cu respect și prietenie pe doamna deputat Bogdănici. Sunt, cred că, de acord cu ceea ce a spus, în sensul că nici eu nu sunt pe aceeași idee cu președintele Traian Băsescu, nu din rațiuni politice, ci pentru faptul că este o aberație. Problema cu medicul... Cu răspunderea penală? Exact. După părerea mea, nu poți să creezi în toată societatea românească ideea că suntem un popor de infractori și că fiecare unde este fură sau face anumite nelegiuiri. Eu cred că medicul trebuie să aibă un anumit statut. El are o anumită calificare, o anumită poziție socială, o anumită prestanță și prestigiu și autoritate în societate. În momentul în care îi pui cătușe la mâini și îl plimbi și îl faci, astea sunt excepții, deci sunt de acord. Unde se fac lucruri ilegale și imorale, să se aplice legea. Dar asta nu înseamnă că dacă îi dai statutul de funcționar public, rezolv problema. Sunt oameni de laborator care n-au nicio tangență. Noi avem treabă cu publicul, cei care îngrijim bolnavi. Bun, dar aceia dar nu cei sunt care în acest caz. Stau în laborator și lucrează la aparate și la microscope, ce problemă are? De ce este funcționar public? Că n-ai nicio treabă cu această condiție. Deci eu cred că trebuie mai mult respect pentru condiția medicului și a personalului care lucrează în spitale, mai mult respect, să fie motivați mai bine. Și în aceste condiții, eu cred că toate relațiile interumane au șanse să se amelioreze și, bineînțeles, că este o condiție esențială de a avea performanță în medicină și de a îngriji mai bine bolnavii. Dar rest noi știm, avem jurământul lui Hipocrate, avem regulile noastre care ne ghidează în ceea ce facem. Doamna Camelia Bogdănici,
Au trecut, spuneam, în această emisiune, vorbind cu domnul profesor și domnul senator Marin Burlea, au trecut aproape mai mult de 2 ani de când s-a schimbat optica guvernamentală și Ministerul la Sănătate. Au fost discuții despre modul de, nu neapărat de reformare, cât de îmbunătățire, să-i spunem. Suntem pe drumul cel bun, cum vedeți dumneavoastră? De asemenea, sunteți în Parlament din 2012. Eu nu sunt mulțumită de un lucru. Eu am intrat în Parlamentul României tocmai pentru că am vrut să arăt anumite lucruri ca om care lucrez direct în sistem. Legea Sănătății are în acest moment mai multe modificări decât articole are. Deci în acest moment ar trebui să se modifice absolut total, să reedităm, să spunem, legea Sănătății. Și astăzi spuneam, am avut o convenție de presă că inclusiv legea educației naționale până la urma urmei. Un alt lucru, este anormal ca un medic, de exemplu, și știu concret, medici care lucrează într-un sistem, de exemplu, de medicină încă în foarte puțin școlară, să aibă un salar mai mic decât asistentele pe care le au la cabinet. Este anormal ca un medic specialist să aibă un salar similar cu un medic rezident. Nu înseamnă că nu m-am bucurat atunci când un medic rezident a primit acea bursă, dar aș fi preferat ca... Unul dintre singurele lucruri concrete care s-au modificat. Da, este un lucru concret și să știți că mereu medicii rezidenți mă întreabă, oare cât va ține acest lucru, și sper să țină, din tot sufletul, sper să țină cât mai mult, pentru că realmente ne vine în beneficiul lor. Și uitați-vă că totuși copiii se înscriu din ce în ce mai mult la facultățile de medicină, copiii cei mai buni, și acest lucru este onorant și pentru universitățile de medicină și, bineînțeles, este extrem de bine pentru ceea ce înseamnă sănătate. Dar trebuie ca, așa cum spunea și domnul profesor, să existe un respect al medicului ca în Occident. Să știți că în momentul în care în Occident te duci și spui că ești medic într-un magazin, deja ți se deschid porțile. Am fost recent în Polonia, iar Polonia are o atitudine cu totul și cu totul deosebit atunci când vorbesc de medici. Doamna deputată, mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la Vocile Iașiului. O nemulțumire după un parcurs din acesta de 2 ani și puțin, în care cea mai mare parte a fost un ministru al sănătății, un coleg de al dumneavoastră, dar desigur, există o echipă, un guvern și nu doar un singur ministru. Dar totuși, un singur ministru are suficientă forță să mai modifice unele din lucrurile din sistemul sanitar. Dacă este să ne referim inclusiv la Spitalul Regional de Urgență, cum vedeți problema? Nu, cred eu că nu s-au reușit până acum, dar există câteva promisiuni. Spunea la început că Iașul este oarecum neglijat, aproape că ne punem postura de a fi o provincie separată, diferită, pentru că toate marile investiții, toate autostrăzile, toate construcțiile, toate șosele de centură s-au făcut în zona de sud și Transilvania. Deci în Moldova nu se face nimic. S-a pus problema, mă refer întâi la spitalul de urgență. Spitalul de urgență poate să discute de 20 de ani. Spitalul regional. Nu s-a făcut absolut nimic. Deci indiferent ce partid au fost, ce guvern au fost, nu s-a făcut absolut nimic. Acum diferent sunt câteva... de această situație, acum sunt câteva diferențe. Acum se știe locația. Se știe locația și terenul, există linia de finanțare europeană pentru trei spitale, dintre care unul este Iași. Statutul juridic al terenului de la Miroslava. În același timp, din 8 spitale regionale, până la urmă a cernut Sita, în mod neașteptat aproape, suntem într-o postură favorizată. Norocoasă, nu? Norocoasă, pentru că nu trei, două au rămas. A rămas Clujul și Iașul. Deci sunt premize, vă spun sigur, Cluj tot și Iași, era Cluj, și București, Iași. Virgin Nichita, care a spus de 3 și Craiova. Bine, așa e cât de curând, dar a rămas 2. Din 3 au rămas 2. Eu sper să rămână Iașul, măcar la sfârșit, dacă merge în aceeași direcție. Vom avea un spital de urgență. Că se face în 5 ani, se face în 10 ani, asta este imposibil. O altă discuție, dacă finanțarea are fluxul normal, după părerea mea, între 5 și 7 ani un spital poate fi făcut la cheie. Și bineînțeles că asta înseamnă un progres mare pentru Iași și în același timp reprezintă un efort
mare al Consiliului Județean al președintelui Cristiana Domniței, pe care și dumneavoastră l-ați sezizat, la fel cum aeroportul internațional Iași se apropie de final, amenajările toate astea, cine merge cu avionul, cine zboară spre București. Ne apropiem de politica locală. Își dă seama că se lucrează cu 200 de utilaje. Dacă la spitalul regional se va lucra în aceeași manieră, cu aceeași mobilizare, cu aceeași activitate, cum spuneam, dar și cu flux financiar asigurat, lucrurile pot merge foarte bine. Spuneați că marile investiții ne-au ocolit, zona, nu neapărat la Iași, ci mai zona Moldovei. Cum credeți că se poate corecta acest lucru? Din Moldova pleacă foarte mulți parlamentari. Care este puterea lor? Nu e vorba de parlamentari. Parlamentarii pleacă și vin și fac treabă și eu sunt oarecum nemulțumit ca și doamna dr. Bogdanici de faptul că am plecat cu elan mai mare, cu ideea că voi putea face mai mult pentru Iași, pentru orașul și județul Iași, pentru Moldova în ultima instanță. Da. Și am fost foarte trist când la grupul parlamentar senatorial PNL a venit ministrul Șova și a zis, doamne, nu facem șoseaua, care era autostrada Ungheni, Iași, Târgu Mureș. Exact. Asta era o chestie foarte importantă. Zice, o facem altfel. Facem Bacău, Brașov, adică facem turul la trei sferturi în România ca să ajungem către ieșirea de granița de vest. Logica. Și doamne, eu am luat cuvântul, bineînțeles, și am spus, doamne, sunt total nemulțumit și este lipsă totală de logică. De ce? S-a pus problema. Că zice, doamne, s-a făcut studiu de trafic. Drumul Iași, Bacău, Onești, este și Brașov, este mult mai circulat decât Iași, Târgu Neamț, Coada Lacului Bicaz, Toplița, Reghin, Târgu Mureș. Și asta e normal. Dacă mergi pe un drum de țară, în care are gropi și care este calitativ prost, și eu vreau să fac, prefer să fac 200 km în plus, și asta este logica. Deci nu că e mai interesant sau mai atractiv, că din punct de vedere turistic e mai frumos. În mod normal, pentru România, având structura aceasta arcului carpatic, ar fi logic să avem două străpungeri ale Carpaților, una până sud care există și una până în zona noastră. Deci nu punem problema câte miliarde și cât costă această realizare, dar ar fi o chestiune extraordinară pentru România, pentru viitor, pentru că inclusiv se leagă Iașul de Europa. Inclusiv pentru Republica Moldova. 100%, dar nu numai, pentru tot spațiul ex-sovietic, pentru tot spațiul acesta, care eu zic că este important și din punct de vedere economic și din toate punctele de vedere, în același timp și fluxul din Europa ar aduce plus valoare în Iași, ar aduce fonduri importante. Deci este o chestiune, după mine, esențială. Dar nu s-a realizat. S-au trecut pe hârtie alte desene. Am înțeles că începe studiul de fezabilitate, ceva pași să fac. Da, se refac studiile de fezabilitate pentru autostrada aceasta. Când o să ajungem să acordăm mai mult ca și pondere financiară și ca efort realizării obiectivului decât răscumpărării terenului de la cei care cumpără cu ceva timp înainte că știu pontul, cu siguranță vom face autostradă la preț mic. Deci asta e perspectiva și eu sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult, Marin Burlea. Eu vă mulțumesc. Profesor, medic și senator în același timp al României. Am discutat despre subiecte legate de sănătate și politici publice în sănătate. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului @digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem mâine de la ora 19 la o nouă ediție a emisiunii Vocile Iașului. Acum vă urez seară liniștită.